Bun găsit, suntem exclusivi pe o emisiune cu pastilele la zi, după cum știți foarte bine, în sensul în care toată lumea e bine sănătoasă, aerosol, gârneață, cum spunea Toma Caragiu, adică suntem bine, ați văzut că am făcut... Așa este, că a fost prea bine. Doamnelor și domnilor, pentru că viața este o carte de joc, în primul rând l-am întrebat pe Mircea Rada, Zara, te rog frumos, ridică-te în picioare, de unde, ai cui au fost pantalonii ăștia înainte să fie ai lui? Și Branco a zis că sunt ai domnului Piedone. Nu zi, nu zi, parcă sunt pantaloni. Pare că sunt ai unei familii. Mai, ăsta este trendul. Aici asta o familie, o doamnă cu niște copii asta în pantaloni. Asta este trendul ăștia, în ceea ce înseamnă știu, mă. Fustă pantalon la bărbați. Auzi, mă, că ți-aș curata. Părerea mea că îți lipsește o pălărie mare și o mustață. Și mă fac show, și după aceea gabor cu pălărie te cheamă la pantaloni. Îți trebuie și un sac o supradimensionat ăla. Să fii trendy. Mă, să știi că la e bine. Păi, da, cine are de comentat să comenteze, zic. Că dacă e de comentat, da, să vină. Hai astăzi să... n-avem modă? Nu, uite, o avem pe la Luca Bădulescu. Nu cred. Hai să o vedem. Hai să o vedem. Ia. Și după aia zicem. Deci, e cir. Felicitări pentru premiul, Raluca. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorată, chiar foarte onorată, pentru că pasiunea mea pentru haine este recunoscută. Spun sincer, din totdeauna mi-am plăcut hainele, din totdeauna mi-am plăcut să mă îmbrac frumos, din totdeauna mi-am cheltuit toți banii pe haine. Și mă bucur că, nu știu, orice premiu sau orice comentariu sau orice, eu știu... părerea cuiva în acest sens mă bucură foarte mult, dar mai ales când este vorba despre un asemenea premiu, sunt foarte, foarte onorată, foarte onorată. Spune-mi, al câtelea premiu este? Că nu e primul premiu pe care l-ai obținut. Nu, am mai primit premii, să știți, tot în acest sens. Nu chiar fashion icon, cum se numește acesta, termen care mă onorează la nebunie, sincer, la nebunie, dar multe alte premii... tot legate de zona fashion, repet, care mă bucur enorm și mă emoționează de fiecare dată. Pentru că întotdeauna eu sunt mereu într-o competiție cu mine să fac mai mult, să-mi iasă mai bine, să reușesc, eu știu, să mă îmbunătățesc imaginea mea cât pot de mult, știi? Adică să nu mă las vreodată pe tânjeală, să mă gândesc, domne, gata, asta a fost, hai să ne mulțumim cu ce avem. Niciodată nu-i... Adică nu e nimic greșit în a fi fericit cu tot ceea ce ai și a fi satisfăcut, însă întotdeauna este bine să te gândești, bă, pot mai mult. Se poate și mai mult. Așa că mă bucur mult de acest premiu și mă motivează să pot mai mult. Raluca, câte haine ai acasă? Câte perechi de pantofi? Multe, nu le-am numărat niciodată în viața mea și multe dintre ele le dau. Multe dintre ele sunt noi, multe sunt nepurtate, sunt lucruri pe care le port de 100 de ori, sunt lucruri pe care nu le port niciodată, dar cred că asta le se întâmplă tuturor femeilor, nu doar mie. Confirm. Eram sigură, e general valabilă treaba asta. Toate femeile, cred că fără discuție, au acasă lucruri cu etichetă și lucruri pe care le zăpăcesc în purtă. Și eu la fel. Spune-mi, a fost recent ziua ta de naștere. Cred că ar trebui să spun cu puțină întârziere și la mulți ani. Mulțumesc că a fost recent. Săptămâna trecută am făcut 50 de ani. Mulțumesc enorm. 32. Dacă pentru cine întreabă 32. Un buletin 50, da. Buletinul e o chestie total nepotrivită pentru că nu mă e ca și cum defilăm cu buletinul, unul la mână. Și doi, asta e o chestie banală. Asta cu vârstă e doar un număr. Bă, dar vârstă e chiar doar un număr. Pentru că important este cum ne simțim. Eu mă simt de 32. Bună, Raluca, ce ai făcut de ziua ta? Să știi că n-am făcut nimic deosebit. Am fost la niște petreceri, am fost alături de prieteni foarte apropiați, nimic deosebit, pentru că eu nu-mi servez ziua de naștere. Am câteva superstiții. Nu mi-am servat eu la 18, nu mi-am servat-o la 20. N-aveam cum la 50 să mă bucur chiar ca dementa că am făcut 50, că nu era chiar cazul să zicem, mamă, mai avem jumătate de secol și bate în 100, adică las. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem până acolo, evident. N-am făcut nimic special, nu-mi servez ziua de naștere niciodată. Ce altă superstiție mai ai? Să nu port ceas niciodată, eu n-am niciodată ceas, niciodată. Să nu port portofel. Astea sunt alea mari, alea grele. Cred că astea sunt trei superstiții mari. Mai am astea, cu întorsul din drum, să nu duci gunoiul noaptea, mai am astea. Adică eu am 30 de ani, cum ar veni Sanchi, dar superstiții de babă cât în cap. Da,
spunem, și atunci ce faci cu banii? Umbli cu banii direct în poșetă, în cardul? În geantă. Îi trândesc așa în geantă, acum e treaba cu Revolutul, mai e treaba și treaba cu cardul, însă eu sunt pe vechi o fană a cash-ului. Nu prea mai există în ultima vreme, pentru că toată lumea îți plătește pe Revolut, pe card, pe nu știu. Treaba asta este împotriva bunăstării, pentru că în momentul în care ai bani pe card sau pe Revolut sau pe oricare din astea, îl cumperi online. Și atunci apare revedere. Măcar când îi iei cash, mai ții de ei acolo puțin până te duci la un magazin. Așa, pa la revedere. Eu când știu că am un ban, mă cheamă să-l cheltui, nu vrea să stea. Este ceva care, la care, uite ce a păcat pe ăsta, am încasat ceva, e pe cardul ăla, câți bani sunt, mă uit eu pe aplicație și intru pe altă aplicație. Și asta este. Your order has been successful. Deci te simți mai bine dacă ai cash în poșetă, cu alte cuvinte. Da, 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 mie îmi place cash-ul, îmi place cash-ul la nebunie, dar nu prea mai există în ultima vreme cash, dar ador cash-ul, da, da, ador, pe vechi, pe vechi, și asta pe vechi, mă. Nu mai există cash. Sună, Raluca, am înțeles că ți-ai făcut cont pe OnlyFans, e adevărat? Da, am cont pe OnlyFans, da. Lucru care mă bucură. Urmăriți-mă pe această platformă de adulți, pentru că am un content care mă caracterizează, am un content care îmi place, am un content din zona fashion. Este un lucru pe care de mult vreau să-l fac. Este un lucru care mi se potrivește în ultimă instanță, pentru că nu e în contradicție cu imaginea mea sau cu lucrurile pe care le-am făcut până acum în viață. Mie îmi place viața, îmi plac petrecerile, întotdeauna mi-a plăcut, întotdeauna le-am frecventat. Nu am făcut reclamă de detergent, adică nu sunt vreo această ipocrită, eu știu, care m-am apucat brusc dintr-o gospodină perfectă să mă trezesc pe OnlyFans. Hello! Practic, am zis să o fac și pe asta, pentru că nu vreau să am regrete în viață și, păi, chiar îmi place să fac content pentru OnlyFans, pentru că este o provocare din punct de vedere stilistic și nu numai. Din foarte multe puncte de vedere este o provocare. Dar spune, Raluca, ai făcut vreun abonament pe bani? E scump? E puțin? A, e puțin abonament. E puțin, nu cred că sunt nici în lume în general, că sunt foarte multe vedete de la Hollywood care au conturi de OnlyFans, foarte mult sportivi, celebri sportive, în fine, nu cred că abonamentele sunt scumpe nicăieri. Nu, abonamentele sunt ok. Dar toată lumea se străduiește să aibă un content potrivit personalității. Știi că aici este vorba, este platformă pentru adulți, fără discuție. Îi aștept pe toți pe contul meu de OnlyFans, pentru că, eu știu, se regăsește mare parte din personalitatea mea în contentul de acolo. Și mă bucur de fiecare dată, știi, adică mă concentrez atentă la imagine, la multe alte lucruri, că e normal. Vreau să mai întreb ce reacție a avut fiul tău când ai spus. Excepțional. Face parte din generația aceasta, cei care au 20 ceva de ani și nu numai. Să știți că nu doar el. În general, toți cei care sunt apropiați și multe alte persoane pe care le cunosc, toți au avut reacții super pozitive, pentru că, repet, el are 22 de ani, e deja bărbat. Mulțumesc. Mulțumesc la fel. Mai țin minte, noi când ne vedeam pe vremuri, era, cred că era atâtică. Da. Și acum noi cred că... De foarte multă vreme, de foarte mulți ani. Da, are 22 de ani. Nu, toată lumea a avut reacții foarte bune. Am abonat mulți la contul de OnlyFans și lucrul ăsta este iarăși o chestie care mă obligă să fiu din ce în ce mai bună. Ți-am zis că eu sunt o fire competitivă. Nu cu alții cât cu mine. Urmăresc și ce fac alte persoane, în mod evident. Am inspirație, în mod evident, ca orice om, cine nu spune că se inspiră, n-am inventat nimeni apa caldă. Adică mă uit la ce face Madonna, la ce fac, mă rog, alte vedete internaționale, chiar și vedete din România. Încerc să le adaptez personalității mele și să fac the best of și pe OnlyFans. Doamnelor și domnilor, Raluca Bădulescu, am dat acest interviu la început pentru că este foarte autentică. Așa este Bădulescu. Sinceră, n-are nicio treabă. Bădulescu, bravo ei. Ce în gușă și în căpușă, știi că așa se spune? Da. N-are, nu e. Aici a avut dreptate. După da. Cum bine a și spus. A și spus, da. Bă, nu genul. Îmi place aia, nu e. Mă dau cu coană de să moară măsa și da. Eu când colo ce să vezi, stau și rânesc în casă după pisici și după câini și șterg căcații. Știi că asta exact așa e. Așa se spune. Mă iertați de exprimare. Dar așa era Luca, adică n-are stres acasă, chiar asta face.
Partea cu OnlyFans-ul pentru mine a fost o surpriză, pentru toți prietenii ei, a fost o surpriză majoră. În momentul... Înțeleg că e destul de îndrăzneață în postări, nu? Ea a fost drăguță în ce a spus. Sunt două tipuri de abonament pe care la Luca le oferă. Cel de care a și vorbit, pe ideea de fashion, pe ideea de styling, ceea ce știm cu toții că cumva... E la îndemâna ei. A și consacrat-o de altfel pe ideea de Bravo High Steel, mai tare decât era. Și mai există un alt tip de abonament, mult mai curajos, mai scump, extrem de curajos. E, aici... Nu vreau să zic mai mult, extrem nu, nici de nu, curajos. Nu e ora și nici situația în care nu, să corect. Spunem. Acum, dacă e înțeleg care mulți abonați și asta o împlinește, Doamne ajută, care e treaba? Bănuți. Dacă copilul este împăcat cu treaba asta, până la urmă, cine să judece și ea ce? Ea este personajul, e genul de om care își asumă tot ceea ce face. Așa este. Eu de asta o iubesc, de aia zic că e stormea, suntem familie, ca să zicem da, așa. Da, mai ales că ea, adică în viața asta a știut să facă salturi, transformări. Jesus! Salt ca ea de la, așa este. Și de să la și rămân. Hipopotam la și să și rămână așa subțire. Flamingo, că deja da. E un gen de flamingo. E foarte subțirică. Ne-am salutat, ne-am îmbrățișat la evenimentul ăsta. Este subțirică. Tare. Nu simți da. Mâini, în brațe, nu simți. Da. E atât de sub, e extrem, a dus-o la extrem, știi povestea. Da. Din extrem în extrem s-a dus. Da. Dar își asumă. După o scurtă pauză de publicitate, o să-l rugăm pe domnul Zara să treacă la bucătărie. Cu ce îl momești la... Dacă la... avem o doamnă din muzica românească, așteaptă să intri. O salată thai, bănuiesc că asta o să-ți placă. Place, o salată place. Pe bază de legume, avem aici și niște brânzică. Crezi că te thai, da, așa. Cam asta o să gătim astăzi. În schimb, vedeta o să fie tortul nostru de biscuiți. Practic este un salam de biscuiți pe care îl vom transforma într-un tort, pe care îl vom îmbrăca în ciocolată neagră. O să iasă o nebunie. Eu pot să zic un singur moartea lucru. Moartea pasiunii, a? Să zic un singur lucru. Acum nu știu dacă e ok, dar eu îl zic. Mă bucur pentru decizia CCR. Și să nu criticăm decizia CCR. Nu facem politică! Sus publicitatea! Jos părțile politice, că și așa vă amărăsc ăștia destul. După pauză, mai decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm. Nu mă aud nici eu, acum mă aud, da. Deci, dacă eram pe vremea lui Charlie Chaplin și jucam într-un film mut, nu mai era nevoie de microfoane pentru Carmen de la Sălciua, care se află în premieră pe țară, în emisiunea noastră, doamnelor și domnilor, și Daniela Racolțan. Așa, bine ai venit, bună ai prieten, o să vezi exact ce cântă și ce fac. Până când facem roșii de microfoane, că ne-am pus pile, domnul Mircea Zara a încercat să afle, de exemplu, cum se face salamul ăla de biscuiți? Am văzut că aveți rahat mă, deci, acolo. Ideea e alta. Situație de rahat turcesc, înțeleg, nu mai, da? Nu mai e salam de biscuiți. Este tort. Da, al nostru l-a ridicat acel salam de biscuiți la rangul de tort. Așa-l vrea el. Nu mă bag. Cristi, și ai greșit când ai zis că îi explic cum se face această rețetă. Mircea era acolo când a apărut această rețetă. Practic, el și-a dat acordul ca rețeta de salam de biscuiți. E de vârsta lui Gică Petrescu. Ce dar nici măcar că e înainte de Gică. Nu, neapărat. Cred că era atunci în perioada aia cu majoratul lui Ștefan cel Mare. Nici chiar așa. Nici chiar așa. El arată tânăr mare față de T-Rex, totuși. Va fi forever young. Doamne ajută să vă audă Dumnezeu și măicuța precisă. Doamne ajută să schimbăm acum că avem niște reclame în spatele lui Mircea. Carmen de la Sălciu. Doamne ajută. Ne-am mai auzit pe la telefon, ne-am mai văzut prin legătură video. Înțeleg că ești alături de o bună prietenă cu ocazia unei piese foarte frumoase, nu-i așa? Semănați un pic, ca să zic așa. La, stai așa să mă uit. La ochi, la culoarea ochilor semănați, da? Nu? Și la înălțime nu prea, la mine nu prea a fost material la ea mai mult. Esențele tari să țină în sticle mai mici. Corect. Și esențele bune să țină și în sticle mai mari. Cum este Carmen când lumea nu știe? Nu o vede așa. Nu știu dacă e ok să dau din casă exact cum este. Eu n-am spus să le dai pe toate. Zici tu ce se poate spune la televizor, că suntem la o oră frumoasă. Zi. Este destul de ok, ca și surioară. Surioară, surioară? Da.
nu știu ce aș putea spune zi-mă de rău de ea. Zi-mă momentul în care Carmen a fost alături de tine și pentru care poți să-i mulțumești. A fost alături de mine în foarte multe momente, în special când eram plecată în străinătate. Ce ai făcut în străinătate? Am muncit acolo. Ce ai muncit 6 ani de zile, la o firmă. Ce drăguț! Da. Și m-am întors de vreo 2 ani. Iar acum am început și eu cariera mea în muzică. Aveai la un moment dat... Da, eu am făcut liceul de muzică vise. Și... A. Da, da. Am mai cântat în trecut, păi dar m-am lăsat... Păi și cum te-ai rătăcit vreo 6 ani în... A fost bine acolo Pot unde să ai spun fost? Că m-am dezamăgit așa un pic de muzică pe vremea aceea și după... A încercat și fără succes, cumva... Da. Aha. Poate a întâlnit persoane potrivite și atunci... Acum Carmen știe drumul către marele succes, așa că lucrurile vor fi foarte bune. A fost un bun îndrumător. Așa este. Vă rog să vă țineți cuvântul, pauză, facem așa, pentru că în acest moment, n-are legătură cu Carmen și cu Daniela, colega noastră de breaslă, Tatiana Solomon, se află la judecătoria Buftea, unde Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe cam se află în fața, în faza decisivă a procesului, vor fi martori și tot ce trebuie. Bun găsit, Tatiana, ai legătura, ce se întâmplă acolo? Bună, Cristi! Suntem la judecătoria Buftea, unde este o nouă înfățișare la divorț, dintre, la divorțul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp. Amândoi am venit astăzi însoțiți de avocați și de martori. Astăzi sunt audiați martori, chiar martorii. Chiar în această clipă are loc înfățișarea lor. Știu că acum ei sunt în sala de judecată. Nu știm cât va mai dura. Judecătorii vor să afle ultimele informații de la martorii pe care eu i-au prezentat astăzi la termenul de divorț. Și în momentul în care ies... Laurențiu Reghe Camp nu a vorbit cu nimeni atunci când a venit. Ana Maria este puțin mai deschisă și cu presa și cu toată lumea. Și suntem curioși să ne povestească la ieșirea din sală ce s-a întâmplat astăzi. Mulțumesc, Tatiana! Rămânem cu ochii pe judecătoria Buftea ca să vedem ce și cum. Așadar, este un moment al zilei pe care îl așteptăm la momentul potrivit, dar noi altceva vorbeam. Am închis paranteza, a fost deschisă o paranteză și revenim la Carmen și la Daniela, cele două surori. Ia uite, aici sunteți și îmbrăcate la fel, într-adevăr. Bun, spune-mi tu despre sora ta. Deci tu i-ai spus de-a lungul timpului, hai, apucă-te de muzică și ea nimic. Eu am insistat foarte mult ca ea să vină din Germania, în primul rând. În Germania ai fost. După care, eu știam ce am de făcut. Știam că vreau să o ajut să intre în lumea muzicii, pentru că eu știu că ea are habar de muzică. A terminat un liceu domeniu și atunci am vrut neapărat să o ajut. Foarte tare, o să vedem o piesă foarte frumoasă, dar nu acum, o să o ascultăm imediat. Pe de altă parte, dacă ar fi să-i dai un, așa, trei... sfaturi sau cum vrei tu să le spui la început de drum Danielei. Spune-i ce să facă și ce să nu facă în această industrie muzicală. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie mereu modestă, pentru că până la urmă darul ăsta i l-a dat Dumnezeu și îl poate lua oricând. Și oamenilor, în primul rând, la sufletul omului ajungi dacă ești așa. Dar dacă ești așa și în viața reală și în spatele camerelor. Foarte frumos. Și ce să nu facă? Deci să nu fie, să nu îi se urce, dacă vede așa, niște milioane la cap, nu? Eu cred că dacă este un om modest care își vede de drumul ei muzical, eu cred că nu se va întâmpla asta. Eu am încredere că ea a învățat multe și este destul de cu picioarele pe pământ. Poți să-mi spui totuși, dacă, și sigur că știi, secretul zecilor și sutelor de milioane de vizualizări pe care tu le ai? Probabil, cu siguranță, talentul, că ăsta e de la Dumnezeu. Și faptul că eu tot timpul am fost un om misterios, asta a atras foarte mult. Discret, adică discret, da. Și lumea a fost tot timpul curioasă de viața mea. Am încercat să planez și scandalurile, așa cum am putut eu și cum am știut. Și cred că asta a atras publicul. Și faptul că eu nu am încercat tot timpul să am o imagine curată și să aduc lumii ceea ce fac eu, muzică. Și nu altceva. Foarte bine.
totuși mai e ceva, pentru că sunt convins că și alți oameni au încercat să își pună în valoare și talentul și să își țină într-o zonă de decență, cred că ăsta e cuvântul, viața, că tu de fapt n-ai vrut scandal, atâta doar, și ai mers mai departe în viață, te-ai așezat și o să povestești despre treaba. Eu sincer, eu cred că dacă Dumnezeu vrea ceva cu tine, te va pune acolo pe un piedestal. Dar mai e ceva care a adus succesul ăsta mare. Ce să fi fost? Adică de ce muzica ta a făcut așa? Ce crezi că a fost? E curios. Poate cei de acasă zic, ia, și copilul meu poate ajunge precum Probabil Carmen. Și faptul că am stârnit controversă în anumite, situații. Da. Ție-ți mergea bine și înainte de Mereu, da. Am avut evenimente, doar că nu eram așa o persoană de populară în... Adică afla mult mai multă lume despre tine în urma unor împrejurări, ca să zic așa. În urma unor împrejurări, exact. Nu? Ca să o dăm așa... Pentru că să vorbim mai degrabă despre timpul prezent, pentru că tu ești căsătorită de... Te-ai căsătorit cu domnul? De 2 ani. De 2 ani. Bravo, domnul! Felicitări! Bravo, domnul! Domnul e în spate, ca un domn, adevărat. Peste câteva zile. Îl vedeți aici în imagine, mai e și în culise, dar... Așa. Deci a fost o căsătorie făcută în deplină discreție, nu? Da, o căsătorie spontană și din tot sufletul mi-am dorit. Zici-mi mie cum e asta cu spontan, că mie nu mi-a ieșit spontan. Eu, adică am cerut-o după 3 săptămâni, dar a mai durat 8 luni până când s-a petrecut eveniment. Eram cumva opriți de la anumite lucruri de suflet, cum ar fi, nu știu, împărtășania. Și mereu treaba asta mie cumva înstârnea, de ce s-o oprite lucrurile astea. Și atunci am vorbit cu duhovnicul nostru și ne-a spus, căsătoriți-vă. Nu mai stați așa, în primul rând stați în păcat, nu e ok. Și ne-am căsătorit așa de pe joi pe luni. Cum ar veni? Da, eu joia m-am dus, deci, mi-am luat rochea de mireasă. M-a zis preotul și după aia el cumva s-a întors către tine și a zis, Carmen, vrei să fii soția mea, nu? A, nu. El mă ceruse, dar... Și tu ai zis da. Eu am zis da, dar nu urma să programăm pasul. Nunta și cu toate cele. Dar așa. Nunta nu s-a mai programat, pentru că am făcut totul în mare discreție, la modul că ne-am căsătorit religios și civil. Și civil și religios. Da. Inclusiv cei din tu cum familie. A fost? Cum a fost la eveniment? Că Daniela știe. Da. Eu eram în Germania și m-a anunțat, cum spunea joia, să vin marțea la eveniment. Marți ce faci? Ai treabă? Am. E, nu mai ai. Că trebuie să vii acasă. Nu mai zic că mama era la servici și eu mi-am pus poză că mă mărit sau ceva, un story, mi-am pus ceva că mă mărit. Și mama zice, păi tu cum, adică te mărit și nu te... Bine că la mama i-am spus că urmează să fac treaba asta, dar pentru femeile de la muncă, de la ea, a fost așa un șoc. Adică tu ești la lucru și fata ta se mărită? Dar noi am vrut să facem asta. Foarte bine. Nici eu nu cred neapărat în alai foarte multă nuntă. Uneori te doare capul. Mai vedem niște exemple de curând în care de bine ce vrei, de acolo te doare capul mai tare. Și eu știu, pentru că merg foarte mult la evenimente și la nunți și văd foarte multe formalități. Și eu n-am vrut să trec prin așa ceva. Eu am vrut să fie totul simplu și să fie de suflet. Adică eu și soțul meu în fața lui Dumnezeu, pentru că până la urmă eu taină. E foarte bine. E foarte bine, eu îți spun doar atât. Mi-aduc aminte și acum cred că aproape 30 de ani, un coleg de-al meu de facultate s-a căsătorit, m-a chemat, pe vremea era la revista VIP, am ajuns pe la 12 noaptea, l-am găsit pe om, era cu ochii bulbucați așa, lui arcă, și zicea, bine, ai venit, stai așa, să te pun undeva. Și mă gândeam, zic, băi, frate, tu te bucuri de ziua asta sau n-apuci? Pentru că ești prins cu organizări, cu aia. Ți-mi minte că a fost domnul primar care a făcut cu 7.000 de oameni. Ei, imaginează-ți într-o noapte în care îți pui, îți spun casă de piatră de 7.000 de ori. Și ești capiu, cum se spune pe românești. Trebuie să întrebi toată lumea, cum te simți? Ce dar mai cum dorești? Te simți? Știi? Și după aia ești precum cățelul ăla din spate de la mașină, care face așa, nu? Bun, mergem mai departe. Pe de altă parte, înțeleg că există totuși o promisiune de petrecere legat de nuntă, nu? Legat de nuntă, nu. Dar auzisem că nunta trebuie să fie legată de botez, dar câtă vreme nu avem încă semne de botez, nu avem nici semne de nuntă. Corect. Da? Așa ne dorim, dacă ajută Bunul Dumnezeu să rămân însărcinată, atunci vreau să fac un botez. Deci, mai mare, să facem un botez mai mare. Cum spunea poetul, sunteți în deplin proces tehnologic, vă iubiți, vă bucurați de căsătoria voastră și când zice Dumnezeu... Se întâmplă. Cred că în rugăciunile tale acolo la biserică este și dorința de a fi mamă, nu? Da. Eh. În primul rând. Foarte frumos. Sora, ai fost manechin ceva? Ai fost model? Nu. Am fost, da.
mai minor. Mai, adică a fost puțin, ca să zic. A fost puțin, da. Foarte frumos. Bun. Cum este, adică cu ce vine statutul de soră a lui Carmen? Adică zonă, te oprește lumea, vrea să te întrebe. Acum, când o să apăreți împreună, acum să vezi că începe lumea să te recunoască zdravă de pe rețele. Sincer, de foarte mult timp lumea mă cunoaște prin prisma surorii mele și toată lumea spune sora lui Carmen. Soare cum în umbra ei. Acum... Nu știu dacă e de bine sau de rău, eu mă simt ok, nu am nicio problemă, până la urmă e sora mea. Dacă ai drumul tău, până la urmă nu trebuie să se facă comparații. Exact, nu, oricum, nu, lumea se va detașa de treaba asta. E logic la început să fie așa, pentru că toată lumea asociază, e sora lui Carmen, dar eu sunt convinsă că se vor detașa lucrurile, pentru că ea are de spus lucruri. Eu cred că tu, dacă ai începe să povestești cam ce ai văzut tu la evenimentele la care ai fost, cred că ar putea să facă prietena noastră Carmen de la Săciu o carte care să fie comedie, tragedie, thriller, acțiune, suspans, suspans de toate. Cam știi la câte nunți ai fost tu? Cam de 10 ani ești, cam câți ani ai de ani bune așa? 15. Bravo, 15. 15 ani, nu mai știu exact la câte nunți, dar cert e că întâlnesc oameni pe stradă, poate și miri la care le-am cântat, la care mă duc și întind mâna și spun, Carmen, îmi pare bine. Și ei îmi spun, Carmen, dar ne-ai cântat la nuntă. Am o problemă și cred că nu e o problemă. De curând am descoperit că nu e o problemă să uiți. Pentru că la un moment dat creierul tău trebuie să se reseteze cumva. Păi altfel cum și, faci? Și uite, îți dai seama că eu sunt un om, ei sunt atâția. Și păi de foarte multe ori am puțit. Păi dacă nu poți să-i ții minte pe toți, nu? Clar. Ar fi ciudat dacă ei ține minte. În sensul în care după aceea aș stoca prea multe. Ar putea lucra la serviciile secrete dacă bam pe toți așa. Nu? Ce zici? Aș stoca prea multe lucruri. Stocăți prea multe date și nu mai faci loc pentru altceva. Ce-ți dorești? Acum ești iubită, succes ai, succesul vine și cu, sunt convins, și cu o reușită materială normală, că muncești pentru banii tăi și câtă vreme banii sunt munciți, cel mai urât lucru este să fim invidioși pe oamenii care muncesc. Se întâmplă și mie. Eu n-am avut niciodată noroc în viața mea de întâmplă... un ban nemuncit, mă, un leu să fost nemuncit, niciodată. Mie mi se întâmplă des, eu am oameni care pe rețelele de socializare, de exemplu, mă iubesc într-un fel în care nu-mi pot imagina și sunt oameni care, pe de altă parte, în extrema cealaltă, mă urăsc. Nu te deci urăsc. Am, mă rog. Ei au niște frustrări, sunt atât exact. De nefericiți încât trebuie să-și verse pe cineva. Secretul este să nu... Eu o să vezi și tu, știi când o să dezvolți așa... Așa? Ghearele? Când o să ai un copil și se leagă de copilul tău, până acolo. Atunci devii leoaică. Atunci devii leoaică, da. Până în rest, există, am mai spus, există Sfântul Bloc și gata. Foarte frumos. Bun, bravo, bravo. Zi-mi exact despre ținutele tale. Ești foarte elegantă și sora ta în egală măsură. Cum faceți? Ce ți se potrivește mai bine? Există evenimente la care ți se cere să vii într-un fel îmbrăcată? De exemplu, poate să fie în costum popular sau într-un... Da, sunt evenimente la care miri îmi spun că măcar primul program să fie în costum popular, după care mă pot schimba într-o rochie, mă rog. Hainele pentru mine sunt foarte importante și fac parte cumva din Carmen de la Sălcioa, artistul. Pentru că niciodată... Există și o poftă pentru shopping? Adică îți mai cumperi lucruri ușoare, așa? Da, da. Există. Puse sora de lângă. Există și mare. Mare? Da, da. Nu orice. Dressing-ul e mare, nu? Fiecare om are o patimă. Am înțeles. Asta e patima ta. Asta cum... Foarte frumos. Și cred dressing-ul că... este o cameră sau mai multe camere? Mai multe camere. Nu, că, de exemplu, Cătălin Botezatu are dressing o casă. Și în mai multe case, da. Eu peste tot unde mă duc acasă, la mama am haine, la soacra mea iar am haine, la noi acasă iar am haine, peste tot. Dacă vrei să ne amuzăm, poți să spun de menajera din casa lui Cătălin Botezatu, care a făcut curat și a căzut un stender pe ea. Și nu mai putea să ridice stenderul și n-avea nici până la urmă, a reușit cumva să scoată un zgomot, nu mai ajungea la telefon. Au venit doi oameni, trei oameni, a ridicat stenderul și a fost ultima zi a doamnei, a zis că nu vrea să îi se mai întâmple așa ceva. Așa că sunt... Și-a dat demisia. Da, da, da. Și mai era povestea aia, domnul Zara, cu domnul Borcea, care când mergea la un super hotel de lux la Poiana Brașov, avea o cameră pentru...
pentru hăinuțe. Știm, el, da. Valentina, adică mă înțelegi? Știm de la prietenul nostru, Mircea Bărbulescu, că el se ocupă de tot ceea ce înseamnă... A, bravo, de la Mircea. Să-l salut pe Mircea, acolo l-am mai văzut de multă vreme. Exact. Da. Bun, deci hăinuțe, alte plăceri vinovate? Cu mâncarea nu cred că e, că te țin parametri, ești bine. E, poate că un pic ar trebui să mai... Ciocolata de Dubai. Ciocolata de Dubai? A dat de ea acum. Am înțeles. Bagă un tort de biscuiți la fete aici să... Tort de exclusiv VIP. Bagă și tu, nu ai înțeles? La congelator mai e din procesul de pregătire. Durează, am înțeles. Dar pot să vă promit că eu sunt ceva. Specialist în ciocă. Au luată cu colivă. Îmi iese foarte bine. Colivă? Da. Mulțumim foarte mult, dar nu vrei să te abții. Vezi că a ieșit pe piață deja și sortiment de înghețată cu gust de colivă. Da. Am înțeles. Am văzut ceva. Și culmea e că se face efectiv, se face coliva, se bagă la blender și se bagă la congelator. Dar coliva cum se numește? Eternitatea? Dacă ciocolata e Dubai... Nu, e înghețată de coliva. Dar e o mamă. Nu te vom uita niciodată. Bun. Doamnelor și domnilor, știm ce le place fetelor, ciocolată, shopping, cam ce e bine. E un lucru pentru care... A fost limpede pentru toată lumea că ești o persoană religioasă, mergi la biserică, asculți de părinte. E un lucru pentru care te-ai rugat puternic la Dumnezeu, dar puternic, și ți s-a împlinit? O răspânt, e o chestie așa care să fi fost... Nu stau să mă gândesc, să vin eu în țară. Serios? Da. Foarte frumos. Foarte mult. M-am rugat și de ea și pentru ea, dar m-am rugat vis-a-vis de viața mea personală să-mi dea Dumnezeu un om care să gândească la fel ca și mine. Și l-ai găsit? Și l-am găsit. Bravo. Dar l-am găsit după 2 ani în care am stat singură, m-am relaxat, m-am bucurat cumva de singurătate, că mie sincer chiar îmi place și adică perioada asta. Dumnezeu să are vindeci. Multe cereri și da. Trebuia să se concentreze pe problema ta, că toți vin cu cererile acolo, da? Da, avem acum o legătură, ia să vedem, ia să auzim, o pauză puțin cu Carmen. Doamna Prodan? Și Ana. Ana și Ana, a fost în banca ei. Pândânsa e puțin mai virulent, așa, mai... Da, mai auzeam de pe fundal așa câteva lucruri, dar e normal. Cred că se va pronunța divorțul? Da. Nu cred că aș putea să dau un verdict, dar să fie așa cum doresc cei. Mai durează? Mai durează. Eu am fost primul martor audiat pentru că am simțit să-l iau pe cel mic de la școală, chiar, apropo, așa? Mai este un martor. Mulțumim, mă. Cu drag. Da, doamnelor și domnilor, martorii curg la procesul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu. Cred că cam dă mai bine decât să ne certăm și să vorbim de divorțuri. Că acum tocmai vorbeam de o cununie. Mai bine mergem în America cu Carmen, de exemplu. Unde pleci în America și ce faci tu acolo? O să urmeze un mare turneu pentru românii din America în, la mijlocul lui februarie și se termină pe la mijlocul lui martie. Ce drăguț! O să ajungi peste tot. Peste tot, cam prin toate orașele, da. O să fie concerte pentru românii de acolo. Foarte frumos. Oamenii care vor să afle în ce oraș o să fii. Curând o să apară și afișele și o să fie... Mai sunt și alți colegi buni cu tine sau tu ești... Deocamdată pe această perioadă o să fim doar noi. Eu da? Și formația mea, dar o să mai fie colegi. O iei și pe asta mică? Nu știu dacă vreau să vin. Sunt încă la nivelul de America. Foarte frumos. Dacă tu ești mai mică de vârstă? Da, da, da. Am înțeles. Mai mică, dar mai înaltă. Dar mai înaltă, nu? Da. Foarte frumos. Haideți să ascultăm piesa cea frumoasă. Carmen este... Stai, numele tău de artist care este? Carmen Daniela este... Racolța. Racolța, deci da. Tu ai rămas numele cu numele de... Familie, de... Da. Da? Da, da, da. Carmen de la Sălciua, pentru că ești de acolo? Da. Așa, că nu știam exact de unde este... Dar numele ăsta mie mi l-a pus un patron de restaurant, cumva. Au zis, parcă e așa o... interesant să spui Carmen de la Sălciua. Și așa mi-a rămas. Și mi s-a părut și mie interesant. Dar știi de ce e interesant? Că nu toată lumea... Adică Sălciua este un, nu e un o cuvânt... Comună. Până la urmă o comună. O comună, dar nu este ceva simplu de spus. Adică... Vai, dar n-ai idee de câte ori mi s-a pocit. Ia, zi cum te-au... Sălciuța, Sălcioara, Sălciuia. Sălciuia? Sălciuia, da. Am Sălșua. Deci... Da, doamnelor și domnilor, Carmen este alături de noi. Vă invităm acolo frumos la locul de cântare. După colț aici este locul. E frumos, nu-i ca aici, o să vedeți. Deci mergeți, mergeți. Zic cu... Ce faci cu prazul ăla, mă?
Cristi, aici se face salată, nu? Aici avem o terină apio, o să o folosim pentru salata noastră thai. Avem aici tăiței. Da, aceștia o să trebuiască să-i lăsăm un pic la hidratat în apă fierbinte, nudel și noșterii. Tofu o să-l marinăm adică și pe ăsta. Adică vei fi pe sănătate, Brancu. Da. Și o să-ți placă mult ceea ce găsești. Eu cred că nu mai scapă niciunul de aici. La sezonul ăsta, la următoarea olimpiadă, sunt acolo. Da. Mulțumim acum Carmen de la Sălciua și Daniela Racolța. Așadar, două surori, același vis, o piesă foarte frumoasă. Să le vedem. Se fac fetele frumoase, e bine pentru toată treaba asta, aveți nevoie de un specialist. Un specialist care vă poate ajusta problemele, pentru că nu toți ne naștem perfecți în toate părțile corpului. Și atunci domnul doctor Alin Bortolini, o celebritate în această zonă și un om cu un portofoliu de clienți fericiți absolut spectaculos, vine alături de noi și astăzi pentru că avem de discutat despre
despre implantul mamar, despre ceea ce se poate face pentru a avea femei cu sâni absolut superbi și bărbați fericiți în consecință. Nu-i așa? Bun. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Bun. Bine v-am regăsit! Despre implanturile mamare, despre modificarea sânilor, s-au spus, au fost diverse metode de-a lungul timpului. Care sunt ultimele noutăți pe care le găsim și în clinica dumneavoastră, domnul doctor? Atunci când vorbim de implantul mamar, în trecut, într-adevăr, erau implanturi saline. Acum toate implanturile pe care le folosim sunt din silicon. Și există mai multe tipuri, mai multe firme, branduri de implanturi. Există și acum amestec de silicon cu gaz. Sunt anumite implanturi care sunt silicon un pic mai, cu gaz. Da, care sunt puțin mai ușoare, dar sunt indicate pacientelor ce doresc implanturi mari. Sunt implanturi rotunde, implanturi anatomice cu proiecții mai mici, mai mare. Asta în funcție de dimensiunile fiecărei paciente în parte, în funcție de ce își dorește și în funcție de ce ne lasă corpul, să zicem așa. Deci siliconul cu gaz este o invenție mai nouă, care nu știam eu de ea, că n-am mai da, avut. E puțin mai ușor ca și greutate. Adică ceea, la același ceea volum ce pentru avem client înseamnă la... că de obicei multe care au făcut implanturi mai mari se plâng de spate, de dureri de spate. Exact, exact. Bravo, domnule. Dacă vorbim de dimensiuni mai mari, atunci ne poate ajuta cam cu un sfert din greutate în minus. Senzațional. Pentru domnul doctor Alin Bortolini am primit foarte multe întrebări, așa că zicem, care este diferența între implantul cu silicon și cel cu ser fiziologic? Cel cu ser nu prea se mai folosește, erau folosite în trecut și e cumva de domeniul istoriei, să zicem așa, am cel înțeles. Puțin în Europa, în America încă se mai folosesc uneori. Problema e că se poate sparge cel cu cel salin și pur și simplu... Și au fost atâtea probleme da, în trecut. Da, da, da. Acum... Nu mai există toate, acest da. Pericol, mai era câte o fată, că s-a spart. Chiar și cele cu cele siliconice se pot sparge, se pot rupe la un moment dat, dar gelul ecoeziv nu își pierde volumul, el trebuie schimbat și se poate observa acest lucru dacă face o ecografie, așa că se fac anumite controle periodic ca să ne asigurăm că totul e în regulă. O doamnă care are un bust care... s-a mai lăsat, ca să zic așa, ca să nu spun că nu mai e la nivelul tinereții. Întreabă dacă poate să facă și mărirea sânilor și să se și ridice. Cred că da. Exact. Sunt două operații ce se pot face în aceeași intervenție, doar că implantul, ce trebuie înțeles, că implantul mamar nu ridică efectiv sânul sau le ridică foarte, foarte puțin. Dacă avem nevoie de o mastopexie, de un lifting mamar, atunci se fac cele două proceduri, se pot face combinate, adică punem implantul și scoatem și surplusul de piele, adică implică că o cicatrice în jurul areolei, una verticală și una la nivelul șanțului de cele mai multe ori, pentru a putea scoate surplusul de piele și a ridica sânul. Pentru doamnele care caută intervenții de ultimă oră, dar și în trend, care sunt cele mai dorite, cele mai căutate intervenții acum la clinică? Păi, implantul va rămâne una din cele mai da. Căutate intervenții. Și aceasta e metoda exact. Care se practică acum cel mai des. Exact. Cu rezultate bune, nu? Exact. Rinoplastia, intervențiile la nivelul feței. Avem o doamnă care ne-a scris pe pagina noastră de Facebook și vrea să știe dacă sunt dureri mari în urma intervenției. O perioadă de recuperare undeva de 2 săptămâni, primele 3-5 zile postoperator sunt un pic mai delicate, să zicem așa, dar nu foarte dificil, adică se resimte ca o febră musculară imediat după intervenție, cu analgezicele pe care noi le dăm, e foarte ușoară perioada de recuperare, nu avem tuburi de dren, intervenția se face modern cu o pensă Elman, se numește, ce cauterizează, oprește orice fel de surse de sângerare și nu mai sunt necesare tuburile de dren, adică e mult mai ușoară mobilizarea. Atunci când doarme pacienta e mult mai ușor, așa că recuperarea e una mult mai ușoară decât în trecut. Mircea Zarea vrea să pună o întrebare, nu știu dacă vrea să-și facă implant mamar, o să aflăm imediat asta. Nu. Dar imediat o să pui întrebarea, domnul Zara. Deci nu sunt dureri, că erau, sunt doamne care... Minime, undeva la 3-5 zile, dar extrem de suportabile. În perioada de recuperare se recomandă, țin minte că au fost și niște cazuri celebre, să nu se facă efort, să fie puțin mai exact, atente, exact. Doamnele. Totuși e o intervenție chirurgicală, se poartă bustiere timp de 2 luni postoperator. 2 luni? Da.
două săptămâni pacientare pansamente, stă mai liniștită în casă, are anumite restricții, adică nu ridică cotul peste nivelul umărului, nu ridică greutăți mai mari de 3-5 kg, nu sport, adică sunt anumite precauții pe care le... ascultătoare, pentru că da, e o investiție în frumusețea lor. Exact. Foarte frumos. Cât durează recuperarea? Ai zis, două luni, da? Da, undeva la două săptămâni noi le spunem că se pot întoarce la o activitate de birou, o activitate ușoară, nu ceva ce se implice efort fizic. Bun. O doamnă cred că vrea să le aibă în garanție toată viața, adică nu știe exact. Implanturile mamare garanție pe viață, așa scrie întrebarea. Eu nu mă bag în chestiune. Exact, sunt două întrebări extrem de puse în cabinet. Dacă au garanție pe viață și o altă întrebare, dacă e nevoie să le schimbăm la 10 ani. Am mai auzit chestia asta cu 10 ani. Ambele apar cumva din cauza și datorită garanției implanturilor. Adică multe branduri, multe firme de implanturi oferă garanție pentru riscul de ruptură pe viață, ceea ce înseamnă nu neapărat că nu se poate rupe niciodată implantul de-a lungul vieții, ci pur și simplu că dacă se întâmplă acest lucru, firma oferă implantul ca o garanție, obiectul în sine. Adică cumva trebuie înțeles că nu operația are garanție, ceva cu... nu operația, ci pur și simplu obiectul, implantul în sine, dacă se rupe implantul, nouă ne dă implantul înapoi și necesită o altă intervenție. Adică foarte se scoate frumos implantul, se spală buzunarul, se face ce e nevoie și introducem noul implant. Deci este o altă operație. O altă operație, exact. Cu sânul, adică cu siliconul nou, ca să zic exact, așa, exact. Și care nu riscul, se mai plătește la unele firme, se... da? Sau da, la toate locurile. Majoritatea au această garanție pe viață sau cele bune cu care noi lucrăm. Iar pentru alte complicații, până la 10 ani. Contractură capsulară, serom, capsulă dublă, etc. Alte complicații specifice, până la 10 ani. Asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla înainte de 10 ani sau că cu siguranță se întâmplă după 10 ani. În orice caz, nu dai vina pe doctor când lucrurile au fost făcute foarte bine. Exact. Se zice că e bine de luat în calcul că odată ce avem o intervenție de implant mamar, există o șansă, o probabilitate de-a lungul vieții, mai ales dacă sunt paciente tinere de 20 de ani, de reintervenție în cazul în care se poate întâmpla ceva. Există și lucrul acesta de luat în calcul. Bun, am reținut. Deci am înțeles și care e treaba cu ăștia 10 ani, că nu știu, au trecut 10 ani. Exact, să ele nu trebuie schimbate, sunt persoane care au de peste 20 de ani, 20-25 de ani, puse până anii 2000 și sunt bine mersi cu implanturile. Adică dacă monitorizăm implantul și stă pe loc foarte bine, nu necesită schimbare niciodată de-a lungul vieții. Dar se poate întâmpla și destul de repede, la un an, 2-3, dacă avem probleme. Da, implanturile mamare afectează alăptarea, întreabă o doamnă. Dacă vorbim de implantul simplu, cum zicem noi, adică fără ridicare, doar operația de mărire a sânului, nu afectează niciun fel alăptare, el e pus de cele mai multe ori submuscular și pacienta poate alăpta fără niciun fel de probleme. Dacă vorbim de mastopexie, adică de liftingul mamar, acolo se face o incizie și în jurul areolei verticale și putem secționa o parte din canalele galactofore, așa că putem scădea puțin capacitatea de alăptare sau uneori chiar de tot. Foarte drăguț. Deci, pe scurt, dacă vorbim de implant simplu, nu. Dacă vorbim de ridicare sau de reducție mamară, da. Bun, am reținut. Care mai sunt lucrurile care trebuie spuse, domnul doctor? Mai avem câteva minute la dispoziție. Așa, avem aici un bărbat care este cochet. De asta vine și cu pantalonii ăștia. Ia schimbați cadrul, da? Așa, mersi, eu sunt, da. Da. Zi, ce dorești să știi? Ideea e în felul următor, nu doar doamnele sunt foarte înrăite pe ceea ce înseamnă chirurgie plastică, estetică, etc. E un trend, mă așez și aici așa părintește, tablou de familie. Tablou de familie, știi, ca în familiile burgheze. Bun. Bărbații mai nou au o manie, există un trend deja de ceva timp, de vreo 2 anișori, dacă nu 3, în care ideea de maxilare să fie extrem de conturate, extrem de proeminente, inclusiv barba, dar maxilarul e de bază. E de bază? Da, e un trend
Nu colosal. Știu de-astea, nu știu. Bă, pe da, nu știi, dar chiar sunt, la noi există, adică sunt bărbați care vin și își doresc lucrul ăsta? Avem, injectăm linia mandibulară și la femei și la bărbați. Cumva diferit la femei față de bărbați, avem anumite lucruri după care ne ghidăm. În cazul bărbaților, ei doresc o mandibulă mai definită, e un semn de masculinitate. Sunt mulți care asociază două probleme, adică nasul mai preeminent și bărbia un pic în spate, retrognată și maxilarul mai puțin dezvoltat. Și combinăm și operația de rinoplastie și injectarea pe linie mandibulară, în așa fel încât din profil să echilibrăm cele două lucruri, adică nasul și linia mandibulară. În cazul bărbaților se recomandă o linie mandibulară care să fie un pic mai mare distanța aceasta decât cea a pomenților, la doamne invers, să aibă pomenții exact un pic mai dezvoltați și linia mandibulară puțin mai îngustă, dar bine definită. Dar e o nebunie întreagă. Nu e o nebunie, dar totuși până la urmă, dacă toți de își doresc așa, nu e ca atunci când la un moment dat în București erau nu știu câte fete care arătau la fel? Nu mai bine să aibă fiecare persoană. Aici la sân înțeleg, asta e discuția cu, cu domnul doctor, înțeleg. Dar după aia toate așa, toate așa. Și acum băieții toți așa, cu maxilarele cât... Johnny Bravo așa, nu? Deci ceva genul. Eu am zis că bine, foarte sau recomand, Hulk, că Hulk decât să faci mai... o intervenție de genul ăsta, am înțeles că mestecând, nu ne-a, sau gumă, chiar gumă de mestecat, dacă tot dai din fălcuțe cât trebuie în timp util, maxilarele chiar se dezvoltă în mod se... natural și care în timp rezistă mai mult decât noi dăm o intervenție de chirurgicală. Când mâncăm, în rest ne vedem de treaba noastră. Se dezvoltă mușchiul maseter, exact, adică mușchiul masticator, dar depinde și ce ne dorim și depinde și de la persoană la persoană, pentru că el e strict într-o anumită zonă, mușchiul maseter. Atunci când vorbim de injectare, putem să mergem pe toată linia mandibulară și mulți pacienți, din două motive, ori sunt pacienți care sunt puțin mai în vârstă și au început deja față să se lase puțin și cumva încercăm să mascăm această zonă care se lasă aceste fălcuțe prin injectarea pe linia mandibulară, sau pacienți tineri care nu au o dezvoltare osoasă suficientă și își doresc să armonizeze cumva această zonă. Unii duc la extrem povestea asta, arată întotdeauna există hidos. Am văzut niște cazuri, deci mai bine fugi decât să faci și o căruță de bani, să ne înțelegem. Adică nu e pui 300 de euro pe masă și la domnul doctor este pe potriva operației, dar nici nu astea lucrurile astea presupun un cost și înseamnă o valoare. Nu e deloc ieftin. De multe ori intră cantități măricile de acid hialuronic, adică undeva la 4-5 ml de acid și într-adevăr se mai ridică puțin costul, da. Folosim și un acid special care să fie mai dens pentru această zonă. Gata, te-am lăsat. La bucătărie. E foarte bine, doamnelor și domnule, ați înțeles că, deci vă dați seama că domnul Bortolini este atât de căutat încât tabără și invitații pe el ne-a anunțat, ceea ce este foarte bine. Mă mai întreabă totuși cineva, ca să nu uităm de ce am venit, că pentru doamne am venit aici, nu pentru domni. Fă-ți vând cu tava aia. Și domnii vor, ce-i cu ei? Am observat. Data viitoare vine domnul Bortolini și vorbește de domn. Trebuie să vorbește de domn, că văd că răspunde la orice întrebare. Cocheți pe aici. Riscurile implantului mamar există, nu există? Care ar mai fi în aceste variante noi de intervenție? Orice intervenție chirurgicală practic presupune și anumite riscuri și pacienții trebuie să fie conștienți că nu vin la, nu știu, un salon de înfrumusețare și că totuși e o intervenție chirurgicală. Dacă ea e făcută așa cum trebuie, adică într-un loc, într-un spital care e dotat așa cum trebuie, implantul mamar e unul de calitate, medicul care face intervenția e cu experiență, riscurile sunt minime, dar niciodată zero. Și vorbim aici de riscuri care sunt legate strict de partea chirurgicală, de partea de anestezie. Cele din punct de vedere chirurgical sunt de două tipuri. Cele imediate, acute, vorbim de hematom, dehiscența plăgii, infecție și așa mai departe. Și în practica mea sunt extrem, extrem de mici. Extrem de rar avem probleme, nu știu, poate sub 1%. Și sunt și complicații pe termen lung date de implantul mamar, așa cum discutam. Riscul de ruptură, riscul de contractură capsulară, lucruri care se întind pe o perioadă lungă, de 10, 20, 30 de ani, de când pacienta are implantul. Noi discutăm toate aceste lucruri cu pacienta înainte, evident, și e bine, evident, să înțeleagă și aceste lucruri. Dar riscul în practica uzuală e unul foarte, foarte mic. Dar niciodată zero. Riscul este foarte, e foarte mic, contează și unde te duci, că am văzut că au fost tot soiul de cetățeni, ori cu lipsă de calificare, ori destul de... Contează medicul, implantul și locul în care, evident, facem aceste intervenții. Aici vorbim cu firmă bună, se știe foarte bine, Alin Bortolini este unul dintre numele consacrate din această zonă, îi mulțumim foarte mult. Cu mare drag și eu vă mulțumesc. Să văd pe cine chem data viitoare, că înțeleg că ești asaltat de potențial clienți de aici de acolo. Îi mulțumim domnului doctor Alin Bortolini, o să ne
mai vedem până la sfârșitul acestui sezon cu domnia sa. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Persoana pe care ați văzut-o mai devreme, care a ieșit de la tribunal, că m-a întrebat lumea de ce n-am spus. Spun acum, eram cu Carmen și nu era momentul, este Lena, soția fostului fotbalist Gabi Enache, una dintre femeile frumoase ale României și care, Gabi Enache, a fost fotbalist la echipa Steaua Bară FCSB în mai multe etape, inclusiv și au avut o relație de prietenie. De aici încolo o să vedem exact ce a spus Lena. Așteptăm să iasă Ana sau Laurențiu Reghe, care înțeleg că el este, așa e el, mai tăcut în perioada aceasta. Până atunci însă, vă propunem o altă exclusivitate, așa cum a fost și cu domnul doctor și cu Carmen mai devreme. Nu o vedeți la altă televiziune pe fica Ozanei Barabancea, foarte talentată și dezinvolta Gloria, decât la noi. Le-am prins la un eveniment foarte adorabil, scurt, dar cuprinzător. Ozana plus Gloria egal love. Bună seara, fetelor! Felicitări, Ozana, bună pentru seara. Premiu! Bună seara! Mulțumim! Probabil că cineva ne-a apreciat foarte mult și a considerat că merit un premiu. Dar cel mai frumos premiu este fica mea aici de față. Mulțumesc, mama! Felicitări! Chiar îl meritai! Bravo! Am cântat bine? Știm deja, cel mai bine, nu se pune problema. Chiar foarte bine. A fost live, să știi, da? Mereu este live, nu e, da, știm deja. Probe de sunet, da? Mereu este live. Da, te-ai supra foarte bine, bravo. Mulțumesc! Ții cont de sfaturile ei? Tot timpul. Dar tu, Gloria? Întotdeauna, da. Ne consultăm și ținem cont amândouă de sfaturi. Cum este acum la studii? Frumos, greu, da, ce nu e greu în viață, e frumos. Mă bucur, îmi place. Ați fost de foarte multe ori pe scenă împreună. Cum este să fii pe scenă cu mama ta? Este minunat. Este frumos pentru că am o bucurie și o siguranță când cu mama pe scenă. Și e frumos să facem muzică împreună. Ce relație este între voi? Mamă-fică? Mamă-soră? Mamă-fică, prietene și învățăm una de la alta. Este o relație sinceră, plină de iubire, este o relație foarte frumoasă și de încredere. Suntem sinceri și avem încredere una în alta. Chim de haine mai puțin? Mai fur eu de la ea. Bijuterii? Toate. Toate. Se lăuda care... Tot. Pantofi? Nu. Nu, uite, nu e mărimea potrivită. Nu. Am văzut că la un moment dat chiar ai dat pe internet și ai făcut un gest foarte frumos. Am oferit pantofii mei eleganți cu toc, pentru că nu mai port. Da. Deci ăsta e motivul pentru care ai renunțat la ei? Și asta și pentru că am foarte mult și păcat să nu se bucure și alții de ceea ce m-a bucurat. Gloria, ai multe perechi de pantofi, de haine? Mai puține decât ea. Nu foarte multe. Ea are cele mai multe. Eu sunt cu bijuteriile. Ce-ți mai poți dori? Ai o fică superbă, un băiat superb. Să ne menținem. Să ne menținem încă vreo 20-30 de ani împreună. Da. Așa e. Asta e important. Fericirea se câștigă împreună. Deci eu fără ea sau fără copilul meu celălalt, Andriu, nu pot să fiu împlinită. Deci ei mă împlinesc cu mine. Nici pământul n-o oprește. S-o ascult, nu este bine. Zic ca tot și fă ca tine. Ura lumii tot vorbește. Nici pământul n-o oprește. S-o ascult, nu este bine. Zic ca tot și fă ca tine. Asta e lumea și n-o pot schimba. N-ascultam de lume și fă cum-i vrea. Asta-i lumea în care trăiești. Ea mereu vorbește, n-ai cum să o oprești.
Asta e lumea și nu pot schimba. Neascultat de lume și fac cum îi vrea. Asta e lumea în care trăiești. Ea mereu vorbește, n-ai cum să o oprești. Tu să faci numai ce-ți place, că n-ai să poți niciodată să împaci lumea asta toată. Gura lumii nu mai tace. Tu să faci numai ce-ți place, că n-ai să poți niciodată să împaci lumea asta toată. Asta e lumea și nu poți schimba. Neascultat de lume și fă cum îi vrea. Asta e lumea în care trăiești. Ea mereu vorbește, n-ai cum să o oprești. Asta e lumea și nu poți schimba. Neascultat de lume și fă cum îi vrea. Asta e lumea în care trăiești. Ea mereu vorbește, n-ai cum să o oprești. Piesă foarte populară, doamnelor și domnilor, suntem cu Nelu Popa și Opriță de la Blaj. Deci treaba vine de la Oprița. Oprița. Da. Uite, mi-au scris Opriță aici, mă. Oprița. Bravo, bravo. Bun găsit, băieți. Cum sunt? Veniți încoace, așa? Foarte bine, suntem numai un pic. Eu n-am venit cu mâna goală, că de obicei, când am venit cu mâna goală, că am ai venit cu saxofonul, nu? S-au mai adus ceva. Așa, domn pic Opriță. Ia să vedem. Doamnelor și la domnilor. La noi în Ardeal nu se vine cu mâna goală. Așa se pleacă de acasă. Așa e frumos când intri. Așa am fost crescut. Tolai, domnule, este coniac de 5 stele, destilat din vin maturat natural, cramă privată. Da. Să fie primit. Doamne ajută să fie primit, binecuvântăm aceste substanțe. Păi nu puteam, dacă aveți bucătărie aici, la noi n-ar dea la fiecare masă să bea o țuică, un coniac, ceva. Nu. Și trebuie să faci și voi la fel, ca nu să fie bine. Timpul emisiunii. Nu în timpul emisiunii, după emisiune. Câți ani ai? Am 16 ani. Mulți înainte, copilule. Mulțumesc. Să ai mult noroc. Domnul, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă țină Dumnezeu năravul, mai veniți pe la noi, sunteți bine, da? Da, foarte bine. Bravo, bravo, Nelu și cu Oprița, o echipă foarte frumoasă, să vă meargă piesa, să deveniți milionari. Să fie bine. Să fie bine, să nu fie rău. Deci, Doamne, ai înțeles, domnul bucătar, vine cu ceva lângă masă, nu poți să vii numai cu bucate așa. Uite, noi ne chinuim cu tortul de biscuit, de biscuiți. Biscuim, biscuim Maria ta. Să știi că avem public rafinat. Te rog frumos, avem public rafinat. Dar nu mă refer la alcool rafinat. Mă refer la faptul că avem aici în fotografie pe Aria Violet, care este o domnișoară extrem de elegant. În afară de faptul că este fica lui Misty și a lui Cheo. Domne, uitați-vă, vă rog frumos, avem de-a face cu o domnișoară foarte, foarte elegantă, aflată în clasa 1. Deci veniți cu un tort de biscuiți. Măi, a nu se înțelege că e făcut copilul cu Alexandra Ungureanu. Mă, tu ești bine. Uneori mă întreb și eu dacă bancurile astea de autobază țin de această zonă a capitalei, dar nu e așa. Deci, mă scuzați, a fost o paranteză. Da, mă, tortul, regretă faptul tortul de ciocolată acolo, tortul de biscuit. Crezi că de la tortii se trage? Măi, ce-ai pus, da, auzi, că ai eu vreau pus ceva gust, în biscuitie aia? A, un rom, domne, a zis cât mai am un rom. Un rom? Bine, nu avem nimic cu minoritățile. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, o vedeți pe Mistil, o vedeți pe Aria, care să știți că este o artistă cu gusturi. Am aflat de la Cheo. Pentru că mi-ai povestit aseară că fata ta este foarte selectivă în privința preferințelor muzicale. Da, măi, chiar uite, aveam o discuție cu tine aseară. Fimea este nebunită după muzica anilor 80, ca și mine. Ce ascultă acasă?
pare că totuși... Măi, să știi că da, eu am ascultat foarte multă muzică din anii 80, pentru că practic eu am copilărit, am crescut cu muzica anilor 80. Recunosc că este muzica mea preferată, e perioada cea mai frumoasă din punctul meu de vedere, asta și anii 60. Da. Beatles și asta. Dar la 80, mine, omul meu recunoaște Beatles și Queen, orice piesă. Deci trebuie să facem o... Posibilități, ce am ascultat aia știe copil. Da, da, cu mare plăcere. Da. Așa. Și, într-adevăr, a ascultat foarte multă muzică din anii 80 la noi și îi place tot ceea ce înseamnă anii 80. De unde și această idee? Pentru că, totuși, am venit să vă povestesc astăzi despre un eveniment care va avea loc... O lăsăm pe Violet, care este superbă, mă uitam. Revenim la aria. Să nu de ochi. Hai să vedem și afișul, pentru că, doamnelor și domnilor, știți foarte bine că vine Sissi Kecci, a fost Radu Groza împreună cu Ovidiu Lipan Țăndărică. Dar ați reținut că pe afiș se află un alt artist al anilor 80, Bad Boys Blue, dar și prietenul nostru Keo. Ia să vedem! Uite, domn. Exact, exact. 14 octombrie... 14 adică... octombrie, Sala Palatului, adică luni. Luni. Deci luni aveți treabă. După emisiune... Aveți treabă. Vă duceți la ora 8 la Sala Palatului. Mai sunt câteva bilete. Mai sunt câteva bilete. Este aproape sold out, deci grăbiți-vă. Fără glumă. A funcționat foarte bine vânzarea și rețeta. Deci cine își dorește să vină, să se grăbească, găsiți încă cele câteva bilete pe bilet.ro. Și intrați acum și dacă aveți chef să ne vedeți, va fi un show super tare. Eu cel puțin mă bucur foarte tare că am ocazia să deschid pentru Sissi Kecci și Bad Boys Blue. Și propunerea a venit, vorbeai de Radu Groza, de la Radu Groza, care mi este și manager și drag prieten și care m-a văzut de mai multe ori cântând așa prin concertele mele câte o piesă, de la Prince, de la Michael, de la U2, că mai bag așa. Da, atenție mare, ceva. Dacă dăm volumul puțin mai tare, ascultăm o reinterpretare, o combinație foarte interesantă a unui piesă a lui Keo cu Aha, Take On Me. Dați regia mai tare să auzim și noi. Am văzut... Asta este... Asta e Purple Rain. Cred sau că e pe final, sau... nu? E în final de la... Mai dați drumul o dată la început. E din la... concerte, da. Așa. Imediat se aude spiritul anilor 80. Aici este Aha, recunoașteți? Deci, ce încerc să faci prin ce? Măi, a fost ideea lui Radu și mi-a plăcut foarte mult să fac un show complet diferit de ceea ce fac eu de obicei, adică pe lângă piesele pe care eu le cânt de obicei, de data asta voi cânta mai multe piese din anii 80. Va fi un show, un fel de, vreau să-i spun, tribut a anilor 80, pentru că pe mine m-a influențat atât de tare. Așa este. Eu am crescut cu artiștii ăștia, cu Michael Jackson, cu Prince, cu Sting, cu U2. Și deci voi cânta piese de la oamenii ăștia în felul meu. Ridică felul puțin meu. Volumul să-l auzim și pe Keo cu voce. Deci este Keo cu background-ul de la exact, adică mă joc un pic cu temele, cu diferitele atmosfere, așa, și încerc să fac ceva care să fie un pic mai special. Acum, deci așteptați-vă la ceva ce n-ați mai văzut, cel puțin din partea mea. Este o provocare, a fost o provocare și am acceptat-o cu drag, o provocare venită de la Radu, mai ales în contextul ăsta, să lansez acest nou concept de show cu anii 80. Mă bucur foarte tare pentru că va fi o producție destul de impresionantă acolo. Și abia aștept. Deci luați-vă bilet pe bilet.ro și veniți să foarte ne vedeți. Frumos. Eu mă recunosc cumva în lucrurile pe care le spune Keo, pentru că atunci când în România au fost Michael Jackson, George Michael, Madonna, toți oamenii mari din anii 80 și care au venit aici la noi în concert, am fost la acele concerte și sunt amintiri foarte frumoase. Că am fost și la AC/DC și la când a venit păr din Led Zeppelin sau din Deep Purple, am fost acolo. Prin urmare, este muzică cu care noi am crescut și de asta vă dăm ceea ce vă dăm, pentru că am ascultat. Ceea ce ar trebui să faceți și dumneavoastră, cum face și Keo cu aria Violet, în sensul în care muzica bună te face să gândești mai frumos și mai bine. Petrecerea poate să fie în noapte în doza ei, dar în rest aveți grijă ce puneți copiilor, pentru că așa cum îi crește, așa îi ai, cum spuneți. Să știe, e foarte important ce aude copilul când este mic, ce fel de muzică aude, trebuie să audă de toate.
și să-și facă și în special muzică bună, muzică de calitate, pentru că trebuie să oferim copiilor niște repere, niște repere. Absolut. De calitate, ca mai târziu să decidă ei ce le place, ce nu le place, că până la urmă fiecare decide la așa un moment dat. Și copiii se poartă în lume nu numai cu ceea ce ascultă, ci și cu ce simt acasă, că atunci când acasă este iubire, când este armonie, copilul pleacă cu bine în lume. Când așa nu este. E armonie, după aia te întreb cine face bullying. E logic. Așa da. Foarte frumos. Da, așadar, Sisi Checi, așteptăm de la Radu, am înțeles că o să avem o imagine și un mesaj mâine sau poimine de la Sisi Checi. O să vedem și unde stă Sisi Checi, că am înțeles că în afară. Băi, nu te-ai inscris, a zis Radu Groz să vorbești, cred că ai zis că vrea bucătar tânăr, nu te baci. Eu aștept încă telefon. Așa a zis că pentru m-am pregătit, am vorbit și cu Mircea, merge cu mine. Facem un duo. Un duet? Da. Un duet? Nu știu ce facem, da. Dar... Așa. Eu rămân pe back vocals. Backing vocals la ce? La Sisi Checi? La domnul. A, la domn, am înțeles. Nu că, pentru că suntem aici cu Cheo și despre asta vorbeam, ce zicea Sisi Checi despre România? Hai să vedem o secundă, pentru că aveam acea secvență, după care revenim cu vedetele noastre din familiile noastre. Hai cu mesajul cu Sisi Checi. Yeah. Sisi Checi, and I'm very happy to see you soon on October 14th in your beautiful city of Bucharest. Yeah! Are you ready? Da. Băi, nu zici... So happy and lots of love from my heart to yours. Bye! Hi. Tu vezi ce bine arată? Da, măi, da. Foarte bine, să știi. Arată absolut chiar îmi zicea Radu Groza. Au trecut 40 de ani, mă, de când e, Sisi. Da, să zicem că poate că și au contribuit cu ceva și programul. Dar am văzut o persoană, a mai fost acum câțiva ani. Nu-i Daiani. Nu-i adică Daiani. Filtru sigur are pe tot ceea ce a filmat, dar e oricum, fața e incredibilă. Da, 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 n-ai. Adică nici filtrul ăla săracu nu punde, nu mai e nici Dumnezeu. Nu. Eram și eu mic odată când cânta fata asta. Ai fost și tu mic? A, eu am crezut că tu la un Benjamin ai început cu Anton Pan când ai cu el împreună. Da, bun. Benjamin Button. A, tu ești Benjamin. A, deci să ne chem la majora, da? Da. Așa. Bun. Mergem acum către revenim la artista ta de acasă, care înțeleg că ascultă muzică, are și cântă, că ar trebui să semene, da, care cu mama, care da, cu tata. Da, 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 cântă singură. Să știi că nu am încercat să o forțăm să facă muzică. Nu, deocamdată am zis, stai să decide ea când își dorește. Și de ce este atrasă? Este atrasă de pian, că am pian în studio și atunci da. Mereu se duce și bineînțeles de microfon. Deocamdată nu face lecții de pian. Am zis să-i mai oferim puțin timp. Are 6 ani jumate, fată, face... Ai o fată superbă. Îți mulțumesc din suflet. Da. Vai de capul meu. Te rog, vrei să mă indispui, dragul că... meu. Da, da, da. Da, știu. N-am cum să mă pregătesc. Deocamdată savurez fiecare clip alături de ea. Sunt absolut îndrăgostit până peste cap. Sunt nebunit. Da, face ce vrea dulceață. Din mine. Și știe lucrul acesta. Și profită la maxim. Dar pentru mine este cel mai, cred că cea mai frumoasă perioadă din viață, această perioadă unde pot să savurez aceste clipe alături de această ființă atât de minunată care mi-a umplut viața într-un fel cum nu-mi puteam imagina. Da, probabil că am dat o imagine cu Cheo și cu Alexandra pentru că atât de bun a fost duetul lor încât mai trebuie repetat. Dar asta se va ocupa. Cu Alexandra Ungureanu, nu? Da. Păi... Normal, oricum, nu Alexandra ta de acasă, normal, Alexandra Ungureanu. Sunt multe Alexandre. Uite-o pe Alexandra mea. Alexandra ta aici este de un de Halloween, că tot se apropie Halloween. Da, îmi dau seama că e și o premieră la Joker 2, dar nu jucați voi, joacă băieții. Da, mi-ar fi plăcut să știi, mi-ar fi plăcut să joc pe Joker. Eu sunt fan Batman, dar dintre toți villainii, cum... se spune, a lui Batman, cel mai mult îmi place de Joker. Dar mi-a plăcut Jokerul din... Cu Jack Nicholson? Exact. Jack Nicholson în Joker m-a spart. Foarte eram și mic și era Felix, primul Batman pe care l-am văzut. Da, da, da. Și da. Era muzica lui Prince. Prince, da. Deci îți dai seama, pentru mine a fost pachetul absolut... Da.
foarte urmărit. Perfect. E clasic, primul film mare de la Hollywood, da, făcut de Tim Burton. Tim Burton, cu, da. Cu Michael Keaton, care, iată, după ani și ani, din când în când mai pune haina de Batman. Exact, din când exact, când a revenit acum recent. Da. Dar el, din punctul meu de vedere, a fost cel mai tare Batman. Așa este, și eu cred. Au fost câțiva care săracii nu știu ce au căutat pe acolo, George Clooney sau... Da, deși îmi place foarte mult de George Clooney în alte roluri. Da, avea treabă. Dar nu prea s-a potrivit. Da. Pe mine nu m-a convins așa de tare. Bun. Doamnelor și domnilor, nu mai rămâne să mai vorbim despre filme. Prietenul nostru Cheo ne-a vizitat. Pe 14 octombrie v-a zis să nu vă faceți program, că va fi un show de 3 ore, cel puțin, și cu Bad Boy Blue. Cel puțin 3 ore, da, da. Deci să vă luați haine de schimb, să vă luați mâncare, să vă luați apică. Mulțumim foarte mult! Facem picnic! Succes, Cheo! Ne vedem. Mulțumesc după scurtă mult. Pauză! Colegii noștri se află în continuare la poartă, la judecătorie, la Cremenal, să vedem ce se întâmplă cu Ana Maria Prodan și Laurențiu Reiega. Am fost să vă spunem, ci că din minut în minut poate să iasă. Până atunci ne-a ieșit o rețetă de thai. Ia, zi deci, domnul Miră, cea? Noodle și așa, absolut foarte fabulos. Foarte bun, am gustat și eu. Cu multe legume, cu țelină, cu brânză, tofu, cu un topping, sos, nu știu cum să-i spun. Bine, el zice acum că sunt fabuloși, că mai puțin și sos de soia la final. Aha. Peste dressing-ul a zis că, domne, parcă nu are culoarea care trebuie. Zic, ok, nici să culoarea... vă spun un secret. E bun. Deci, nu știu ce ați făcut, dar a ieșit. Păi, dressing-ul este pe bază de ulei de susan, ghimbir, usturoi, sos de soia, foarte, foarte puțin sos de soia. Vorbește cineva. Arde iute, sare, piper, un alta. Aici, în schimb, e... Cireașa de pe tort. Cireașa de pe mort. Ne-a ieșit un tort. Un tort absolut senzațional. Să știți că bucata lipsă este deja către fetița lui Cheo. Ceea ce e foarte bun. E un tort foarte bun. Mâine o să mâncăm din el ca să ajungem la emisiune cu viață și mâine. Mulțumim foarte mult, domnul Salomia, domnul Mircea, pentru ocazia de care ați dat dovadă. Și acum hai să vedem ce face Oana Lis, care nu știți de ce poartă perucă la eveniment. Să-i o reclamație lui Nicu. Stai, că e prea tare. Urmăriți. Bună, bună, m-ai recunoscut așa cu peruca? Da, chiar voiam să te întreb, te-ai schimbat, ți-ai pus perucă? Am două motive. Unu, aș vrea să normalizăm purtarea perucilor și în România, pentru că eu de obicei mă duc, când mă duc să-mi iau la magazine de peruci, îmi iau din oborna, că nu am bani să-mi iau de alea așa din păr natural. De obicei vin persoane care au probleme bolnave și își cumpără peruci că le-a căzut părul, sau persoane, care merg pe scenă, vedete care cântă, nu știu ce, și artiste. Dar în America, de exemplu, am observat că se poartă perucile așa, pentru că pur și simplu îți dă un alt vibe, te schimbi, nu au un anumit outfit, merge o perucă, adică e ceva normal, nu trebuie neapărat să... Asta odată. Și al doilea motiv e mai românesc, să fiu sincer, ăsta un sectorul 3 și iar nu e apă caldă și nu m-a spălat pe cap și de-aia am pus peruca. Și iar încă nici n-a venit. Da, n-a fost apă caldă, dar zis, da, n-am cum să mă duc cu părul ăla, mai bine pun o perucă. Spune Ana, îți stă interesant cu castaniu acesta roșcat. Care au fost reacțiile oamenilor? Cum să zic, îmi place că, de exemplu, că mă duc într-un loc cu multe persoane, nu mă mai recunosc toate persoanele și într-un fel e mișto, pentru că, cum să zic, e frumos să fii Oana Lis, dar e frumos și să nu fii. Pentru că, cum să zic, atâția ani din care am apărut într-un fel... E și energia negativă, bârfa oamenilor și parcă m-am săturat așa de lucrul ăsta, știi? Îmi place foarte mult. Uite, ți-ai pus un trandafir roșu, da? Te-ai asortat ăsta așa cu roșu. Și pe mine. Ce s-a întâmplat? Cum să zic, păi tocmai de a respinge energiile negative și pentru că am observat că culmea, cu cât ești mai mult în lumină, în iubire, vrei să fii un om bun, cu atât ce atrași. Mi s-a părut un paradox, dar este ca becul ăla de lumină care atrage și muștele și țânțarii și fluturii și cam așa e. Tu, la viața ta, ca orice femeie, nu știu, ți-mi schimba și nuanța de păr, dar nu, acum nu mă refer la perucă. Sincer, am fost odată vopsită, roșcată,
la o provocare a unei emisiuni. Mi-a plăcut, doar că se duce roșcatul ăla destul de repede. Eu, ca și persoană când m-am născut, pimentul este mereu roșcat. Dacă o să vezi poze când am apărut eu pe la 18-19 ani în presă sau așa, eram roșcată. Eu sunt ca persoană roșcată și ca pigment. Apoi ușor, ușor se schimbă și într-un fel e bine că am fire albe, am 2-3 fire albe, doar atât. Roșcatele, cum să zic, le albesc părul mult mai greu. Adică... interesant. Da, foarte interesant. Am citit și eu chestia asta. La fel, părul creț, înainte mi-l tot îndreptam pe la saloane, nu. Vreo 13% din populația lumii are părul creț și la fel, roșcați doar o anumită parte. Și mi-a povestit cineva că bunica ei avea vreo 70 de ani și încă avea părul colorat. Foarte interesant. Și tu pe cine moștenești? Cred că e o combinație, dar ca și păr creț, pe bunica din partea mamei, care încă trăiește, mama e Vasilica, o pup pe această cale energetică, așa, că se mai uită și ea la televizor. Și da, moștenim. De exemplu, e o poză care circulă pe internet că atunci când bunica mea era gravidă, erau celulele mamei în ea și în celulele mamei erau incorporate și celulele mele. Deci suntem interconectați cu cei generația de unde am venit, na. N-am cum să-mi te întreb de domnul Viorel, ce face? Aolo, ce face Viorel? A fost așa drăguț, când am plecat de acasă, mă gândeam între două rochii, aveam o rochie roșie, dar parcă era prea mult roșu și cu părul și așa, dar am vrut să iau pentru că era o rochie de la Sonia Trifan și, na, pentru că se ocupă aici de eveniment și până la urmă n-am mai luat-o pe aia și am zis, uite Viorel cu ce m-am îmbrăcat, cum se pare, cum arăt? Dar Viorel arăs ca o vedetă și ți-a părut așa drăguț și e important ca și partener să te susții, indiferent cât de greu este viața, să ai o vorbă bună și pentru celălalt. Mai ales că nu poate să vină cu tine. Da, n-a putut să vină, dar mănânc eu pentru el și porția lui. Da, mi-e dor, dar am venit cu o prietenă, tocmai în ideea de a nu fi singură. Mi-e dor să râdem, să venim împreună, să nu știu ce. Dar asta e situația, bine că este acasă. Program disponibil pe primaplay.ro.